După 7 etape, HCM Roman ia pauză în acest campionat și asta deoarece Federația Națională de Handbal este preocupată de organizarea meciurilor de calificare ale naționalei la campionatul european. Conducerea clubului HCM Roman spune că pauza este una bine meritată, mai ales că echipa a avut meciuri din 3 în 3 zile cu deplasări în toată țara. În momentul de față ne aflăm într-o perioadă de pauză competițională, o pauză de 3 săptămâni cauzată de acțiunile lotului național. Toate jucătoarele sunt valide, toate jucătoarele se prezintă bine din punct de vedere moral și fizic. Conducerea clubului de handbal spune că această pauză este și un moment oportun pentru a se analiza modul în care echipa a început acest tur de campionat. Trebuie să facem totuși o analiză a acestor prime 7 etape, să vedem ce a mers bine, ce a mers rău, să vedem și din punct de vedere tehnico-tactic ce mai avem de remediat. Ne prinde bine această pauză competițională tocmai pentru a reuși să mai eliminăm din greșelile pe care le-am făcut în acest debut de campionat. Președintele clubului de handbal spune că oboseala acumulată la început de campionat din cauza ritmului rapid de desfășurare a meciurilor și-a spus cuvântul. Am avut o densitate mare de jocuri, practic într-o lună de zile. Am avut 7 jocuri, un lucru destul de greu, și dintre aceste 7 jocuri, 4 au fost în deplasare. Deplasările noastre sunt foarte lungi și obositoare. Etapa următoare se va disputa în jurul datei de 17 octombrie, când HCM Roman va întâlni în deplasare CSM București, a doua clasată în Liga Națională de Handbal. HCM Roman ocupă în acest moment locul 7 în clasament cu 11 puncte.